Las loc, 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 las doamna... Da, uite și trecul la penal, cu un pic de grețea mea. Fac un marș de început. Știu că și mii și-au cântat la anunț, așa că sunt după să ascunțele. Bine ați venit, dragii mei, la voi și vă dau cuvântul. Mă bucur că am reușit și îl felicit pe domnul director al dumneavoastră că a fost de acord să aducem în rândul vostru o trupă care vă este foarte dragă, trupa Vanc, pentru că noi încercăm de câțiva ani încoace să aducem artiști importanți pe scena Festivalului Del Mar. Ciuda schimbării componenței, stilul lor a rămas întrucâtva asemănător și e una dintre trupele care știe să se reinventeze. Asta înseamnă foarte mult, spune foarte mult despre ei. Știți bine că până și Beatles și-au stat 10 ani după care s-au dezmembrat. ABBA, de asemenea, au stat 10 ani împreună, din 72 până în 82, după care și-au atins apogeul și s-au oprit fiecare, dar au lăsat ceva în urmă. Același lucru se întâmplă și cu ei. Dacă acum vor să se oprească și să facă altă meserie, au ce să lase în urmă. Sunt niște albume, sunt piese pe care le știți foarte bine. Noi suntem puțin emoționați pentru că când am intrat aici, eu m-am simțit ca la o petrecere surpriză în care am intrat și toată lumea strigă surpriză. Acum aștept tortul. Nu știu dacă aveți. Dar poate mergem la o cofetărie după asta. Nu o să vă vorbim prea multe despre noi. În afară, să completez puțin ce a spus și domnul director, ce a spus și Ștefan. Domnul și prietenul Ștefan. A fost un an excelent pentru noi, am luat toate premiile posibile din toate galele care s-au petrecut în România pe secțiunea noastră, pe Pop Rock. Mai mult decât atât, am început o campanie foarte puternică, ce este încă în derulare, se numește Vreau o țară ca afară și în cadrul campaniei chiar vorbim despre ideea că vreau o școală ca afară, ceea ce aici apare că este, pentru că voi sunteți foarte disciplinați, ordonați și... Ați pătruns pe piața internațională? Din start nu, pentru că noi cântăm numai în limba română. Și atunci... E puțin complicat ca publicul internațional să înțeleagă ce cântăm noi, dar ne ambiționăm în continuare să folosim limba română ca mijloc de... Asta înseamnă că muzica se reduce la versuri? Muzica merge mână-mână cu versurile. Nu știu dacă cei care ascultă melodii în limba engleză știu și ce înseamnă. Aici e diferență de muzica de consum, care pur și simplu se rezumă la un anumit ritm și pe care poți să o asculti doar în anumite condiții și una este muzica în care se folosesc versurile care se transmite ceva și aceea este muzica pe care o asculti tu când vrei să rămâi tu cu tine și să intri într-o anumită stare, într-o anumită lume.